Legea dării în plată a intrat în vigoare. Aceasta prevede că persoanele care au făcut un credit imobiliar și nu mai au cum să-și plătească ratele pot cere bănci și să preia casa și datoria lor să fie ștearsă. În urmă cu 15 zile, legea a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis și publicată în monitorul oficial. Daria în plată presupune că debitorul care are probleme la plata creditelor imobiliare mai mici de 250.000 de euro se poate prezenta la bancă și, în schimbul cheilor imobilului, își poate stinge datoria. Concret, orice persoană care a făcut un credit ipotecar va putea să apeleze la darea în plată, însă nu și dacă are un credit obținut prin programul guvernamental Prima Casă.